Vestea că bebelușii s-ar fi putut îmbolnăvi de la sucul provenit de la portocalele din comerț a pus în alertă și pe medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitar Veterinare Gorj. Aceștia din urmă așteaptă însă rezultatul analizelor efectuate în județul Argeș pentru a vedea dacă există sau nu risc de îmbolnăvire și în Gorj. Deocamdată, fructele care ajung pe piața din Gorj sunt verificate încă din depozitele centrale și nu există risc de îmbolnăvire. Pot fi consumate fără niciun fel de restricții. Nu avem în acest moment date care să impună restricții de comercializare asupra legumelor și fructelor de pe piața din județul Gorj. În situația în care analizele de laborator efectuate la portocalele de pe piața din județul Argeș vor ieși pozitive, atunci și în Gorj va fi instituită alertă. În județul Gorj nu există depozite de recepția produselor provenite din import, deci a legumelor și fructelor provenite direct din import. Deci depozitele din județul Gorj nu sunt depozite de primă destinație, deci nu sunt recoltate probe pentru determinarea rezidurilor de pesticide în județul Gorj. Dar în cazul în care în urma controalelor efectuate la nivel național va fi lansată o alertă, sigur că da, ne vom mobiliza și noi pentru a retrage cantitățile de fructe sau legume neconforme. Cantitățile de fructe necorespunzătoare vor fi retrase imediat de la consum.